Salutare! Astăzi am să vă povestesc cartea Piciul. În carte este vorba despre un băiețel pe nume Daniel, care de când s-a născut, familia lui a avut parte de un șir de ghinioane. El s-a născut într-o familie bogată care deținea o fabrică și, după ce s-a născut el, fabrica a început încet încet să piardă din muncitori, până când a ajuns să fie goală. Și după ce nimeni n-a mai venit să muncească acolo, familia lui Daniel a trebuit să vândă fabrica. Iar după ce au rămas fără bani, au trebuit să vândă și casa. Așa că acum familia lui Daniel s-a destrămat. Daniel a trebuit să meargă într-un oraș din apropiere să lucreze ca pedagog la un liceu. Fratele lui Jacques a rămas în același oraș unde au avut ei casa și fabrica. Mama lor s-a dus la unchiul Baptist și tatăl lor tot așa într-un oraș. Când a ajuns în acel oraș, Daniel s-a dus direct la director. La directorul liceului, care l-a primit. Așa că de a doua zi și-a început munca. El a primit o grupă mică, cum ar veni, care era una dintre cele mai bune grupe, cel puțin așa zicea el. Practic, el ca pedagog trebuia să îi... pe lângă că făcea tot felul de lecții cu ei, trebuia să-i și supravegheze în pauze și asta trebuia să facă el de zi cu zi. La început nu s-a întâmplat nimic interesant, până când, din nefericire, și-a pierdut grupa cea mică și a primit o grupă mijlocie, care era plină de copii nerespectoși, răi, care făceau numai prostii și nu-l ascultau. Așa că fiecare zi a ajuns un chin pentru el. Și totul s-a înrăutățit când a venit un copil care era ceva, un copil dintr-o familie bogată. A venit și a început să facă ceva prostii, iar el s-a enervat pe el și, ca să îl intimideze, s-a ridicat de la catedră ca și cum ar vrea să îl dea afară sau ceva. Și când s-a apropiat de el, copilul respectiv a scos o chestie de metal și l-a lovit peste mână cu ea. Și atunci Daniel atât de tare s-a enervat că pur și simplu l-a mâncat afară din clasă. Iar după câteva zile, când el credea că o să scape cu basma curată, a venit la el directorul împreună cu un angajat și cu tatăl băiatului care a făcut prostii. Și i-au ținut-o, cum să zic, l-au certat pentru ceea ce au făcut, l-au amenințat să nu mai facă, că dacă o să mai facă așa ceva, o să-l dea afară. Așa că, după toată asta, copiii de care trebuia să aibă el grijă erau și mai răi cu el, deci acum el nu mai însemna nimic pentru ei, situația se agravase. Și, într-o zi, el a plănuit să se răzbune cumva pe tatăl acelui băiat și s-a întâlnit cu Roger, instructorul de scrimă, cu care s-a înțeles să îl învețe și pe el să mânuiască sabia. Și cei doi ajunseseră foarte buni prieteni. Și la un moment dat, Roger i-a spus că s-a întâlnit cu o femeie de care îi plăcea și
I-a spus la Daniel să-l ajute cu scrisorile, că trebuia să o cucerească pe acea femeie. Și Daniel scria scrisorile, iar Roger le trimitea mai departe la cea femeie. Și un timp tot au făcut asta. Daniel se obișnuise să tot scrie scrisori romantice și din astea, până când a fost chemat de director. Și când s-a dus, a aflat că Roger fusese atât de leneș încât n-a mai scris cu mâna lui, n-a mai rescris cu mâna lui scrisorile, ci pur și simplu le-a trimis pe cele scrise de Daniel. Și se pare că directorul cunoștea pe femeia, dacă nu mă înșel, era fica lui sau ceva. Și pentru asta l-a dat afară. Pentru că fusese deja a doua abatere, a doua tâmpenie pe care a făcut-o. Și când, deci a fost atât de supărat și până la urmă s-a întâlnit cu Roger, care s-a prefăcut el că are un pistol și că ar vrea să se sinucidă. Și Daniel chiar l-a crezut. Și i-a spus că mai bine să nu se denunțe Roger, i-a spus că o să se autodenunțe ca să nu-și piardă Daniel slujba și apoi o să se împuște. Și Daniel chiar l-a crezut și l-a oprit și i-a spus că mai bine să nu se împuște, că las că o să-și găsească el alt loc de muncă. Și mai târziu, când s-a dus să-l caute prin oraș pe Roger, l-a găsit la ceva cârciumă și a stat încet și a ascultat ce zicea ăla, de fapt, la ceilalți prieteni de-ai lui. Și se pare că atunci a aflat că, de fapt, Roger s-a prefăcut că avea un pistol și că toate alea fusese practic, cum să zic, da, s-a prefăcut. Numai ca el, numai ca Daniel să zică că să nu se autodenunțe. Ca să-l fac pe Daniel să accepte că gata, și-a pierdut slujba și să-și o păstreze Roger pe al lui. Și atunci Daniel pur și simplu a plecat, în noaptea următoare a vrut să se sinucidă, dar a fost prins de un preot cu care s-a preotul liceului cu care s-a împrietenit și care i-a dat niște bani ca să ajungă la Paris, unde îl aștepta pe Daniel, fratele lui, Jacques. Și a doua zi Daniel și-a împachetat totul. Și a mers cu trenul până în Paris, unde l-aștepta fratele lui, care locuia într-un apartament cu un pat destul de micuț, dar cumva au reușit să trăiască amândoi acolo, adică se descurcau. Fratele lui atât de grijuliu a fost că efectiv se asigura ca în fiecare seară Daniel să aibă ce mânca, cât timp Daniel scria poeme, pentru că s-a decis că asta vrea el să facă, Jacques se ducea și muncea cât era ziua de lungă. Și într-o zi, Jacques l-a dus pe Daniel tot în Paris, la casa unei cunoștințe, un prieten foarte bun de-a lui Jacques, fratele mamei lor, pe nume Pierrot.
s-a dus la el, iar Pierrot i-a propus lui Daniel să se lase de scris poeme și să lucreze la prăvălia pe care o deținea, să vândă porțelanuri. Iar lui Daniel nu i-a plăcut ideea asta și... Dar totuși nu i-a refuzat-o. I-a zis că să-i dea ceva timp să se gândească. Acolo au petrecut mult Daniel cu fratele lui și cu ce... Și au ajuns să cunoască și pe familia lui Pierrot. Adică Pierrot avea o fiică pe care Daniel o cunoscuse la liceul din care plecase, de unde fusese dat afară, și îi tot spunea, nu îi spunea pe nume, îi spunea pur și simplu ochii negri, pentru că într-o seară, într-o noapte de fapt, s-a întâlnit pe coridor cu ea și el a văzut-o ca o siluetă neagră și de asta cred că îi tot spunea ochii negri în loc să-i zică pe nume. În fine, cei doi s-au îndrăgostit și lucrurile mergeau bine între cei doi. Jacques a fost puțin supărat că ochii negri nu-l plăceau pe el, ci pe Daniel, dar până la urmă a acceptat asta. După câteva săptămâni, luni, a aflat că trebuie să pornească, să meargă în altă țară, pentru că sora persoanei la care lucra el, pentru că el fusese angajat la un marchiz care voia să-și scrie o carte despre viața lui. Și Jacques trebuia să toată ziua stătea și scria ceea ce îi dicta acel marchiz. Și din păcate sora marchizului era foarte bolnavă, așa că au trebuit să plece din Paris. Așa că Daniel a rămas singur în Paris și el a continuat între timp și a terminat de scris primul poem legat de un fluture albastru și chiar l-a pus la vânzare și doar un volum dintre toate sutele pe care le-a scos el a fost vândut. Și mai încolo, un pic mai târziu, a aflat de cine a fost cumpărat. De o femeie bogată care locuia tot în același bloc în care locuia și el, numai că la etajul 5. El locuia la etajul 1, ea la etajul 5. În fine, până la urmă s-au cunoscut cei doi și a aflat că femeia respectivă îi plăcea să meargă la teatru, să joace în tot felul de piese, scenete și din astea și cumva l-a atras frumusețea ei și din nefericire mai încolo a aflat că de fapt era o femeie atât de rea care era, cum să zic, nu o interesau, o interesa doar teatrul, nu o interesau sentimentele celorlalți. Deci, da, era o persoană foarte rea, se comporta urât cu Daniel, au avut o grămadă de certuri, numai că totuși Daniel
totuși nu se putea despărți de ea. Adică a ales să își continue viața alături de ea. Chiar dacă știa că ochii negri ar fi suferit din cauza asta. Și la un moment dat au luat decizia să se angajeze amândoi la ceva teatru din Paris. Bine, salariul era destul de mic, Daniel juca în piese comice, iar femeia respectivă juca în din astea, în drame și din astea. După ceva timp, după ce a trecut mult timp, Daniel a primit, nu, fratele lui Daniel a primit o scrisoare de la Pierrot care i-a spus că Daniel a dispărut deja de 3 luni. Așa că Jacques a plecat. Marchizul, pentru că a văzut că Jacques nu mai a vrut să-și ia concediu, l-a dat afară. Așa că acum Jacques nu mai avea slujbă și a venit la Paris ca să-l caute pe Daniel. Și a tot mers. Prima dată a mers la tipograf, care i-a spus că s-a vândut o singură carte. Daniel, prin toate scrisorile ce îi trimitea lui Jacques, spunea că totul e ok, că se vând o grămadă de cărți, adică practic nu m-a mințit. Nu i-a spus despre noua femeie ce a cunoscut-o, nu i-a spus că de fapt n-a mai mers de mult timp pe la ochii negri, nu i-a spus că nu mai scrie poeme. Și nu i-a spus că lucrează acum la teatru. Așa că cumva l-a luat cu amețeala pe Jacques când a auzit toate astea. Și a dat seama că Daniel a făcut prostii. Așa că el și-a continuat căutările până când el a mers în apartamentul unde locuiseră înainte cei doi, adică Jacques cu Daniel, și a găsit acolo o scrisoare scrisă mai demult de Daniel, dar care nu a fost trimisă niciodată către Jacques, cum fusese, cum trebuise să fie. În ea a aflat Jacques că tot ce s-a întâmplat cu Daniel, adică că a întâlnit o nouă femeie, că femeia aia nu-l mai lăsa deloc în pace și că s-au mutat din acel apartament, au plecat, s-au dus să muncească la teatru. Așa că acum el știa de unde să-l ia pe Daniel, numai că trebuia să-și facă un plan cum să-l răpească. Adică trebuia în acel moment să nu fie și femeia aia împreună cu Daniel. Așa că aștepta până seara târziu, când a mers acolo și a dat de Daniel și pur și simplu a chemat o trăsură și l-a luat de acolo. Și Daniel nu s-a mai întors. Era bucuros, era momentul pe care l-așteptase de luni bune. Adică el cu femeia nu se plăceau, nu se iubeau, nimic. Dar totuși nici unul nu avea curajul, adică nu aveau curajul să se despartă, să plece, să pună capăt relației. Adică Daniel aștepta ca femeia respectivă să întâlnească un domn bogat ca și ea, ca să lase pe Daniel în pace, iar femeia aia abia aștepta ca fratele lui Daniel să vină să-l ia de acolo. Și până la urmă chiar s-a întâmplat asta. Și de atunci, după ce Jacques l-a răpit pe Daniel, Daniel n-a mai auzit de femeia aia.
Deci e clar că nu prea o interesa pe ea de Daniel. O fi fost bucuroasă. Așa că acum au avut de rezolvat celelalte probleme, pentru că acum Jacques nu mai avea slujbă, rămâneau fără bani și aveau atâtea datorii de plătit, apartamentul și multe altele. Așa că prima dată Daniel, adică Jacques, împreună cu Daniel, s-a dus la Pierrot și i-a cerut lui Pierrot să-i împrumute lui Jacques niște bani, da, niște bani, ca să poată să plătească toate datoriile. Și Pierrot i-a dat chiar și în plus bani, mai mult decât ceruse Jacques. Așa că acum au plătit toate datoriile, toate astea. Așa că cumva, da, acum au găsit și un loc unde să stea, unde să locuiască, iar Jacques și-a găsit un loc de muncă, un loc, o slujbă. Numai că, din păcate, el s-a îmbolnăvit foarte rău. Și până la urmă, într-o dimineață, a murit. Iar Daniel s-a întâlnit cu doctorul acelui hotel sau ce era, și a aflat despre vestea asta. Și când a urcat în cameră, chiar l-a văzut pe Jacques întins pe canapea, mort. Adică, nu era încă mort. Încă mai vorbea puțin, dar până la urmă a murit. A fost foarte trist pentru el, pentru că acum rămăsese singur, dar după ce Jacques fusese înmormântat, și el s-a îmbolnăvit foarte tare și pur și simplu fusese în comă sau ceva pentru 3 săptămâni. Și când s-a trezit, a aflat că în tot acel timp a stat acasă la Pierrot, care, da, l-a ajutat mult. După aceea, până la urmă, s-a împăcat cu ochii negri care fuseseră supărați pe el pentru că a înșelat-o. Și a aflat că mama lui a venit la Paris, numai că, din păcate, era oarbă. Numai că, totuși, era bucuros că acum nu mai era singur. Și-a găsit și un loc de unde să muncească, adică în prăvălia lui Pierrot. Și, după foarte puțin timp, deja el cu ochii negri au plănuit o nuntă. Și au trăit fericiți. Pa, pa!